Mi s-a părut interesantă ideea. Am aflat de pe Facebook de program, de la EduApps, cred, și am urmărit ce s-a întâmplat anul trecut. Mi-a plăcut ideea de a vedea altceva, de a vedea niște firme care sunt pilonii sau pionieri în anumite domenii IT. Cred că fiecare activitate a avut ceva care mi-a plăcut. Am luat și din activitățile emoționale ale lui Vasile câte ceva. Am ceva idei pe care vreau să le folosesc la clasă. Au fost 2-3 firme de care nu le știam istoricul, și atunci produsele pe care lucrează mi s-au părut interesante. Cred că mai multă interactivitate. Și nu numai în activitățile extrașcolare, mai mult ideea de a lucra pe echipe și de a dezvolta un produs final. De multe ori, cel puțin la mine, elevii nu cred că au finalitatea a ceea ce fac pe o anumită perioadă de timp. Mm-hmm. Și atunci lucrul acesta e ceea ce vreau să subliniez. Aș vrea să se descurce. Nu lucrez numai cu copii pasionați de programare. Cam asta este partea care se dezvoltă în informatica din liceu. Lucrez și cu elevi de uman care își dezvoltă abilități de grafică în IT, abilități de a compune un proiect și a-l motiva în anumite concursuri, și cred că asta e ceea ce îmi doresc de la elevii mei, să se poată descurca. Chiar dacă nu știu pe parcursul liceului care e domeniul în care vor să lucreze. Eu lucrez pe cât posibil individualizat, adică atunci când descoper la unul din elevii mei o pasiune, spuneam grafică, atunci acela primește fie sarcini în plus, fie un ghidaj din partea mea, chiar și cu surse, deci nu neapărat parte teoretică. Caut anumite site-uri care să-l ajute, discuții despre anumite facultăți unde ar putea să-și termine, eu știu, partea aceasta academică. Mi-a plăcut întotdeauna partea aceasta de la cursurile noastre de formare, faptul că cunoști alți oameni, alte lucruri care se dezvoltă în alte părți ale țării și după aceea, în general, am păstrat relații. Ceea ce cred că e benefic și pentru școala mea și pentru elevii mei. Nu știu. Este altceva decât cursurile la care am mai participat. De fapt, nu l-aș descrie ca pe un curs de formare, ci l-aș descrie exact așa cum este numele lui, ca un accelerator. Sunt multe idei și l-aș recomanda nu numai profesorilor de informatică, tuturor, pentru modul de lucru.